Bonjurică, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dragă Jurnalule. Sunt aici cu pernuța mea, cu Zebra, suntem bine. S-a întâmplat un eveniment foarte important pentru mine. Îmi doream de mult să fac chestia asta, dar nu prea am reușit. Am donat sânge, am devenit oficial donator, iată dovada. Nu m-am îmbinățit foarte tare, sunt bine. Am mers foarte repede, am băut multă apă și în 5 minute am rezolvat. Are un pic mai tare, să spunem, decât la niște analize obișnuite, dar nu foarte tare. E foarte, foarte ușor, până la urmă. A fost foarte bine. M-au întrebat la final, vă simțiți bine? Și am zis, suspect de bine. Chestia care mi-a plăcut. Așa, în orice caz, e un lucru bun pe care puteți să-l faceți. Spitalele și reiau activitatea, au început să își reia activitatea și începe să fie mare nevoie de sânge. Deci, mergeți și donați. Este cât se poate de sigur mediu. Toată lumea arăta exact ca în filmele despre cei din linia întâi, erau toți foarte bine mascați, cu viziere, cu combinezoane. Nu e un mediu de care să vă fie frică în centrele de donare, așa că vă recomand, mergeți și donați. E un gest foarte, foarte frumos și simplu și în general e bine să nu fiți speriați. Nu e bine să nu fiți atât de speriați, cred, așa cum îndeamnă niște mesaje. Am văzut ieri, a început să circule pe net și a apărut prin ziare și povestea despre care v-am vorbit în ediția precedentă a jurnalului, respectiv pandemia de la sfârșitul anilor 60, care, e adevărat, a avut loc în timp ce apăruse și legendarul festival Woodstock. Și de aici a apărut un text care are o sursă foarte dubioasă, care ne face fătălăi și fraier, pentru că ne păzim atât de mult că uite, strămoșii noștri au mâncat, au lins tălpile dușmanilor și uite că n-au mai avut nimica. Chestie care cred că poate să treacă neobservată, nu este un gest de curaj, nu e un gest de bărbăție să ai grijă de tine, mai ales că aici nu e vorba doar de noi. Da, sigur, nu mă aștept să mi se întâmple mare lucru dacă o să mă infectez cu COVID, dar mă gândesc întotdeauna la cei care sunt în jurul meu și pe care cărora le-aș putea să le fac un rău fără măcar să-mi imaginez chestia asta, tocmai pentru că eu mă simt mai bărbat decât ar trebui. Deci meditați un pic la chestia asta, nu vă lăsați entuziasmați de o epocă în care omenirea nu avea atât de multe mijloace medicale la dispoziție, știința medicală, spitalele, cu siguranță, dacă acum sunt copleșite, vă imaginați cam cât de copleșite ar fi fost în 1968 sau în 1969. A fost o pandemie care a făcut foarte multe victime. Evident, faptul că nu s-a vorbit atât de mult despre ea în presa vremii nu înseamnă că nu ar fi fost mai puțin grav că au omorât în America mai mulți oameni decât a făcut-o războiul din Vietnam. Și în Franța a fost foarte greu, dar oamenii și-au văzut de treabă, au respectat regulile de igienă care au rămas aceleași din toate cărțile de gospodină, cum vă povesteam, și până în zilele noastre. Și cred că e momentul să ne mișcăm de aici un pic, să începem să ne gândim la cum vom trăi, cum vom învăța să trăim cu mizeria asta în jurul nostru și cât de complicat sau de simplu va fi să ne reapropiem unii de alții. De fapt, de aici poate să vină toată povestea asta și poate că ar fi drăguț dacă ați vrea să povestiți și mie în comentarii, da? Pe Facebook, pe Instagram, care sunt poveștile care vi s-au părut importante în biografia voastră în perioada asta. Ce credeți că ați câștigat, de fapt? Mie mi se pare, uite, vorbeam cu Cristi Popescu, comediantul, m-a invitat diseară la un maraton de caritabil în care să vorbim un pic pe net. Și am ajuns amândoi la concluzia că, de fapt, a fost o perioadă benefică pentru noi, pentru dezvoltare personală, nu? Cum se spune.
am devenit mai ordonat, eu fac mai mult sport, sunt mult mai așezat, fac lucrurile mai bine și chiar cu mai multă bucurie. Îmi face plăcere să muncesc și mă bucur că am putut să muncesc. Acum, dacă puteți să-mi lăsați un comentariu sau un mesaj video, m-aș bucura foarte mult și vă promit că data viitoare vorbesc un pic și despre poveștile voastre. Poate să fie și fabulă, poate să fie orice chestie de genul ăsta care vi se pare vouă că ar fi o concluzie pentru această perioadă care se va încheia sau, mă rog, va continua în altă formă în câteva zile. Și mă duc înapoi la începutul jurnalului și acum știu că poate deveni apăsător, dar chiar dacă n-ați făcut-o, eu am avut o problemă, am avut hepatita A când eram copil și din cauza asta mi s-a spus că nu am voie să donez. Am făcut niște teste, sunt bine mersi, în ciuda celor întâmplate în studenție și mai apoi în viața adultă, mă refer la pasiunea pentru vin și alte chestii, sunt foarte, foarte bine chiar indicat să donez. Așa că mergeți și donați, nu vă luați după vorbele lui Răzvan Exarhu, care a spus că orice fraier poate să meargă singur la terapie, cine își permite are om să-l trimită în locul lui la terapie. La terapie e ok și în felul ăsta, uite, acum de exemplu simt că unul dintre beneficiarii nevăzuți ai donării mele de sânge și sper să fie sănătos și să treacă bine peste încercare atunci când va primi sângele meu, va spune: uite băi, am avut om de la trimis în locul meu la donare. Exarhu, bravo lui, băiat bun, uite că se simte și suspect de bine. Ceea ce vă doresc și vouă. Ne vedem sâmbătă înapoi. Sănătos și bucuroși. Pa, pa, v-am pupat pe ceacre.